Bine v-am găsit! Mă numesc Monica Petre și astăzi vă voi prezenta resursa educațională deschisă Descompuneri în factori, folosind formulele de calcul. Pentru rezolvarea exercițiilor de astăzi vom avea nevoie de următoarele formule. Distributivitatea înmulțirii față de adunare. A înmulțit cu B plus C este egal cu A ori B plus A ori C. Formula pentru pătratul binomului sumă. A plus B la pătrat egal cu A pătrat plus B pătrat plus 2AB. Formula pentru pătratul binomului diferență. A minus B totul la pătrat egal cu A pătrat plus B pătrat minus 2AB. Și diferența de pătrate. A pătrat minus B pătrat este A minus B înmulțit cu A plus B. Ne propunem să descompunem în factori următoarele expresii. Prima, 2x plus 1 la pătrat minus 4, putem să o mai scriem ca 2x plus 1 la pătrat minus 2 la pătrat și obținem o diferență de pătrate, adică 2x plus 1 minus 2 înmulțit cu 2x plus 1 plus 2. Care este egal cu 2x minus 1 înmulțit cu 2x plus 3. La următoarea expresie apar două necunoscute, și x și y. Pentru că x-ul apare și la puterea a doua și la puterea întâi, încerc să obțin o formulă de calcul cu termenii care îl conțin pe x. Și vom scrie ca x pătrat plus 2 ori x ori 3 și atunci ca să completăm până la un pătrat perfect, aici avem a pătrat plus 2ab, mai avem nevoie de un b pătrat. Deci adăugăm 3 la a doua, care este 9, ca totul să rămână neschimbat, îl scădem pe 9, minus 4y pătrat minus 4y plus 8. Va fi egal cu x plus 3 totul la pătrat minus 4y pătrat, ordonez după puterile lui y, minus 4y minus 1. Și este egal cu x plus 3 totul la pătrat, îl dăm pe minus factor din ultimii 3 termeni, pe lângă 4y pătrat plus 4y plus 1. Va fi egal cu x plus 3 la pătrat minus, este 2y plus 1 totul la pătrat. Folosim tot formula pentru diferența de pătrate și vom avea x plus 3 minus 2y plus 1 înmulțit cu x plus 3 plus 2y plus 1. Deci vom obține x minus 2y plus 2, pentru că avem 3 minus 1, înmulțit cu x plus 2y plus 4. La exercițiul 4, calculăm rapid produsul 1979 ori 2021. Primul număr poate fi scris ca 2000 minus 21 înmulțit cu 2000 plus 21. Vom avea o diferență de pătrate, adică 2000 la pătrat minus 21 la pătrat, care este 4 milioane minus 441. Adică 3.999.559. La următorul exercițiu, trebuie să descompunem în factor numărul ABC scris în baza 10 la pătrat, minus ABC 0 scris în baza 10 și minus 24. Mai prelucrăm puțin expresia, minus 10 ori ABC minus 24 și este egal cu ABC la pătrat. Completăm primii doi termeni până la un pătrat perfect și atunci al doilea termen o să-l scriem ca 2ABC ori 5
și mai avem nevoie de un 5 la pătrat, adică 25. Și ca totul să rămână neschimbat, scădem 49. Și atunci din primii 3 termeni obținem ABC minus 5 totul la pătrat minus 7 la pătrat, care va fi egal cu ABC minus 5 minus 7 înmulțit cu ABC minus 5 plus 7. Vom obține ABC minus 12 înmulțit cu ABC plus 2. La exercițiul 6 trebuie să demonstrăm că diferența pătratelor a două numere întregi consecutive de aceeași paritate se divide cu 4. Numerele fiind consecutive și de aceeași paritate diferă prin două unități, deci am putea scrie n plus 1 la pătrat minus n minus 1 la pătrat. Folosim formula pentru diferența de pătrate, n plus 1 minus paranteză n minus 1 înmulțit cu n plus 1 plus n minus 1. Reducem 1 cu minus 1, egal în continuare cu n plus 1 minus n plus 1 înmulțit cu 2n. N și minus n se reduc, egal cu 2 ori 2n, care este egal cu 4n și care se divide prin 4. La următorul exercițiu trebuie să descompunem în factori n ori n plus 1 ori n plus 2 ori n plus 3 minus 3, unde n este un număr întreg. Vom copia numărul n ori n plus 1 ori n plus 2 ori n plus 3 și minus 3. Vom grupa factorii egal depărtați de extreme, adică primul cu ultimul și al doilea cu al treilea, și făcând calcule obținem n pătrat plus 3n înmulțit cu n pătrat plus 2n plus n plus 2 și totul minus 3. Egal cu n pătrat plus 3n înmulțit cu n pătrat plus 3n plus 2 minus 3. Pentru a simplifica calculele, notăm n pătrat plus 3n cu a mic și vom obține a înmulțit cu a plus 2 minus 3. Desfăcând paranteza, vom avea a pătrat plus 2a. Și vom adăuga 1 ca să completăm până la un pătrat perfect, minus 4, ca totul să rămână neschimbat. Deci obținem a plus 1 totul la pătrat minus 2 la pătrat, care e egal cu a plus 1 minus 2 înmulțit cu a plus 1 plus 2. Și egal cu n pătrat plus 3n minus 1 înmulțit cu n pătrat plus 3n plus 3. La ultimul exercițiu ne propunem să descompunem în factori x la 2021 plus x la 1011 plus x. Observăm pentru început că putem să-l dăm factor pe x. Asta înseamnă că am împărțit fiecare termen la x și vom obține x înmulțit cu x la 2020 plus x la 1010 și plus 1. În paranteze, am putea să mai scriem pe x la 2020 ca fiind x la 505 totul la a patra. Următorul este x la 505 totul la pătrat și plus 1. Putem nota x la 505 cu t și vom obține x înmulțit cu t la a patra plus t pătrat plus 1. Completăm în continuare în paranteză până la un pătrat perfect, adică o să scriem t la a patra plus 2t pătrat plus 1 și minus t pătrat.
aici va fi egal cu x înmulțit cu t pătrat plus 1 totul la pătrat minus t pătrat. Aplicăm formula pentru diferența de pătrate și vom avea t pătrat plus 1 minus t înmulțit cu t pătrat plus 1 plus t. Înlocuim t-ul cu x la 505 și obținem x la 1010 minus x la 505 plus 1, am și ordonat după puterile lui x în ordine descrescătoare, și x la 1010 plus x la 505 plus 1. Pentru a exersa, vă propun următoarele exerciții. Primul, descompuneți un produs de factori. La primul punct, 9 minus paranteză x minus 3 la pătrat și la punctul al doilea, a pătrat plus a totul la pătrat plus 8 pe lângă a pătrat plus a minus 7. La exercițiul al doilea, calculați rapid 1990 ori 2010 și la ultimul exercițiu, demonstrați că diferența pătratelor a două numere întregi consecutive este număr impar. Atât pentru azi, la bună vedere!